Bine ați venit în Șimleu Silvaniei la cea de-a 13-a ediție a concursului de matematică Teodor Topan. Teodor Topan este numele unui profesor de matematică din școala noastră. În această formă omagem nu numai matematica, nu numai mințile iscoditoare și îndrăgostite de matematică și de calcule, ci și memoria unui dascăl. Astăzi suntem gazdele voastre și alături de mine o am pe doamna inspector de matematică Donia Opriș, domnul primar al orașului nostru, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, și sufletul acestui concurs, elev al școlii noastre, Cătălin Țurcaș, doctorant la Warwick University în Anglia. El vă va prezenta echipa care se adună în jurul lui în fiecare an, pentru că el este un catalizator, și când va vorbi Cătălin, veți avea mai multe date legate de subiecte, de metoda, de soluții categoric, pentru că știți cu toții acest concurs a ajuns la 13-a ediție, a ținut ștacheta ridicată și este renumit pentru frumusețea subiectelor. Așa spune toată lumea. Astăzi se reunesc aici 290 de elevi din Sălaj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Mureș și Bistrița Năsăuni. De asemenea, alături de voi vor concura astăzi copii din Republica Moldova, de la școli de elită din Chișinău. Mă bucur foarte tare că sunteți astăzi aici, vă mulțumesc și în mod special le mulțumesc profesorilor care vă pregătesc, care vă însoțesc, care sunt prezent, iată, de 13 ani consecutiv. Vis-a-vis de programul zilei de azi, vreau să vă spun că primăria, cam fiecare an, asigură masa tuturor elevilor și a profesorilor. După ce terminați proba, vă rog să mergeți la liceul Ioan Osian să luați masa. Este cu siguranță cea mai delicioasă mâncare pe care ați mâncat-o în ultima jumătate de an. Și pentru că vremea este puțin neprietenoasă, dar v-am pregătit un peisaj absolut grozav, pentru a petrece câteva ore la căldură și într-o atmosferă plăcută, la Centrul de Documentare și Informare din orașul nostru sunteți așteptați pentru a viziona filme, pentru a socializa sau pentru asta, pur și simplu, unii împreună cu ceilalți. Vă mulțumesc încă o dată. Pentru mine deja sunteți niște câștigători. Premiera va avea loc la Casa de Cultură în jurul orei 5. Probabil în jurul orei 5. 5 plus minus, ca la mate, plus minus. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei inspector Adonia Opriș să vă adreseze mesajul. Vă rog să veniți mai încoace. Bună tuturor, prima dată mulțumesc că ați reușit cu astfel de vreme să vă prezentați la concurs. Pentru voi, fiecare concurs de matematică aduce, eu cred că, zâmbete și nu supărări, pentru că, prima dată, sunteți învingători că vă doriți să faceți matematică. Nu în detrimentul celorlalte discipline, normal. Dar cred că matematica vă place mai mult decât celelalte 16-17 discipline din catalog. Mulțumesc în nume personal domnului primar, fără de care, sincer, să fim toți. Concursul ăsta nu ar merge an de an și nu ar fi ajuns la 13-a ediție. Fiind un finanțator de bază, de fapt o să rămână în continuare, pentru că prin copiii dânsului îndrăgește matematica și uite așa ne îndrăgește și pe noi. Îi mulțumesc lui Cătălin
că, exact cum spunea doamna director, este un catalizator. Știți foarte bine că reacțiile chimice, multe dintre ele au loc în prezență de catalizatori. Așa că Cătălin este acel catalizator care creează toate, nu numai reacțiile chimice, reacții sufletești, reacții umane. Ne adună pe toți, chiar dacă e iarnă, chiar dacă e frig, chiar dacă e ploaie, și uite așa facem concursul topar în numele și în amintirea și memoria unui mare profesor și mleuan. Băieților care îl ajută și domnilor profesori, la fel, sănătate multă și putere de muncă și fiecare an, îl așteptăm. Succes, copii! Mulțumim părinților voștri că depun toate eforturile pentru a ajunge aici, profesorilor care vă însoțesc și vă pregătesc la clasă. Numai bine! Domnul primar, gazda... Bună ziua tuturor! Am să fiu scurt. Acest concurs s-a născut în urmă cu 13 ani și mărturisesc că am fost subiectiv, pentru că și mie mi-a plăcut matematica și, și dacă ești subiectiv în politică, uite că sunt lucruri care pot să devină frumoase. Vă mulțumesc că veniți în fiecare an și faceți un sacrificiu, dacă nu cred că îl faceți în timp. Faptul că veniți tot mai mult înseamnă că acest concurs contează și pentru noi este important că și Mleul este pe harta concursurilor de matematică din această țară. Eu vă doresc succes. Din păcate nu o să pot pentru prima dată după 13 ani să stau la premieră, pentru că trebuie să fiu în alt oraș, dar sunt convins că cei mai buni o să câștige și sper să ne luați cât mai mulți bani. Adică în sensul în care pentru punctaj maxim se dau bani suplimentari. Mult succes tuturor! Mulțumim! Cătălin? De data aceasta, în calitate de elev al școlii noastre. Vreau prima dată să le mulțumesc profesorilor voștri și părinților voștri că v-au adus și, și v-au pregătit. Și o să vorbesc puțin despre desfășurarea concursului. La clasa 5-a și a 6-a, domnul profesor Andrei Ecșten și domnul Miheț de la Timișoara v-au pregătit subiectele. Aveți două ore, da? În prima jumătate de oră puteți să puneți întrebări legate de enunțul problemei. Deci dacă vi se pare că enunțul e neclar, ridicați mâna, cineva o să cheme un membru al comisiei să vă răspundă întrebări. Nu ezitați să puneți întrebări, dar nu vă obosiți să puneți întrebări care țin de rezolvarea problemei, pentru că nu o să primiți un răspuns satisfăcător. Dar o să încercăm să vă clarificăm nelămuririle. Aveți trei probleme la clasa 5 și a 6. Două ore cu tot. Două ore în total la 5 și a 6. De la clasa 7 în sus, 7-12, aveți patru probleme și trei ore. Tot așa, la început, în prima jumătate de oră, încercați să vă lămuriți neclaritățile legate de enunț. Ridicați mâna și cineva o să vă răspundă la întrebări. Vreau să îi prezint și pe băieți. Noi avem, încercăm să ne ținem de o regulă la concursul ăsta, să invităm foști participanți, în general premianți, să ne ajute la probleme și la corectare. Și de anul ăsta chiar avem doi foști câștigători ai concursului, care vin amândoi pentru prima dată, sperăm să-i ținem, dar să țineți minte, dacă terminați liceul și vreți să vă implicați în așa ceva, primiteți doar un mesaj, căutați-mă oriunde și noi vă primim. O să încep cu Vlad Mihali. Vlad a mai fost la noi, este masterat la Cluj. Șerban și Cotaș este unul dintre foștii participanți și în prezent student la Princeton, în state. Și câștigător, da? Și Alex deja este a doua oară la concurs, Alex e din București și acum este student la Oxford. Și Bogdan, iar a fost câștigător al concursului, este din Mureș și acum este student la Oxford. Le mulțumesc încă o dată domnilor profesori și băieților și chiar dacă nu este aici, îi mulțumesc și domnului profesor Dorin Andrica de la Cluj, care ne-a coordonat la liceu. Eu vă doresc mult succes, fără emoții și să vă bucurați de probleme.